În ultimele zile, tot mai mulți colegi din țară mă informează că sunt intimidați de reprezentanții MAI, de reprezentanții SIS-ului, de reprezentanții lui Dodon, că în fața camerei de luat vederi, pe telefon, se declare că contraplată le se propune între 500 și 1000 de euro ca să iasă în fața camerei și spui că noi n-am donat bani la USAT, noi nu știm de unde a luat semnătura noastră și mai departe. Dodon, Voicu, Guminiuc și restul. Eu înțeleg că la voi astăzi e operația numărul 1 să mă distrugeți pe mine înainte de alegeri. Și ce o să primiți dumneavoastră, nu o să o spun acum că cred că ne privesc și unii copii, și unii pensionari. O să vă spun eu în față când o să dau ochii cu toți voi. Dar astăzi încetați intimidările și provocările cele care au fost organizate pe timpuri de Cavcaliuc și restul pe timpul lui Plahotniuc. Iarăși să merg pe la profesori în școală, la universitate, pardon, unde mi-am făcut studiile. Iarăși le să propun bani inclusiv și lora. Spuneți în fața camerei cu satei, când era student, fura mâncarea de la colegi, că am furat o cușmă și rest prostiilor. Chiar nu vă rușine că toate aceste lucruri le făcea pe timpuri Filat cu Plahotniuc și astăzi doar le repetați. Fac un apel la toți colegii. Stimați colegi, eu vă mulțumesc pe dumneavoastră și vreau să mulțumesc la toți cetățenii din Republica Moldova care au donat și donează astăzi bani pentru această campanie electorală conform legislației. Da, astăzi mai mult nu ne donează bani persoane fizice decât juridice, deoarece persoanele juridice, ca pe timpul lui Plahotniuc, astăzi sunt speriate, sunt puțini. Acum, cei care vin și vă fac propuneri, vă dau întrebări, unii care se prezintă de la MAI, alții de la SIS, a treilea se prezintă ca jurnaliști, vă spare, vă rog, filmați pe telefon un scurt video, trimiteți-mi-l mie sau îl public eu, sau îl publicați dumneavoastră pe rețelele voastre de socializare. Nu vă temeți că Dodon, el încearcă să fie Plahotniuc numărul 2, dar el nu este. Dodon este mult mai slab, poliția, CNA-ul și procuratura nu au frică față de Dodon așa cum a avut-o, pe timpuri când era Plahotniuc. Давайте сегодня разоблачать и троллить всех этих негодяев, потому что все эти их комбинации на 500 евро, на 1000 евро, скажи на камеру, что усатый такой сякой, скажи на камеру, что ты не давал деньги. Значит, ребят, значит, выходите все, те, которым подходили и подходят сегодня, выкладывайте в соцсети. Только так мы остановим эти провокации. Я хочу поблагодарить каждого гражданина страны, особенно бельчан, который больше всего сделали пожертвования на эту предвыборную кампанию. Огромное вам спасибо, и вы прекрасно знаете, что я вас не подведу. И после президентских выборов вы знаете, что я в разы больше потрачу и на город Белицы, и на другие города и села в стране, которым я помогал все предыдущие годы. Я вас прошу, звоните в центральный офис нашей партии, звоните районным представителям, которым вы передавали эти пожертвования и документы, и говорите об этих случаях. Давайте не будем бояться, давайте будем выходить и просто будем говорить «Стоп, Дадон», «Стоп, Паша Пылесос Войку», «Стоп, СИС» и все эти структуры, которые сегодня ходят, вас пугают или подкупают.